Maricel Popa a anunțat într-o conferință de presă că PSD este pregătit să preia guvernarea. Socialdemocrații nu vor să intre într-o alianță cu PNL sau altă formațiune ce se află acum la guvernare. Medicul Alexandru Rafila este propunerea PSD pentru funcția de premier. Noi, dacă venim la guvernare, venim cu premierul nostru. Noi să facem guvern doar ce noi am câștigat alegerile, iar premierul nostru este Rafila, propus. Și noi să facem guvernul. Nu venim la guvernare remorca PNL-ului sau altora. Nu facem niciun joc, exact cum nici local nu facem absolut, n-am făcut niciun joc. Doar ce noi am câștigat alegerile și avem tot dreptul. De asta, împreună cu Rafila, împreună cu președintele Ciolacu, noi avem oameni pregătiți, avem un guvern paralel, care oricând poate să ia de a doua zi guvernarea.